Suntem în cadrul acestor duminici a programelor de dimineață, ale slujbelor de dimineață din cadrul Bisericii Geneza, în cadrul unui ciclu de predici despre anumite păcate. Le-am numit respectabile, bineînțeles, să înțelegeți nuanța și direcția, pentru că niciun păcat în mod normal nu trebuie să fie respectabil. Dar, din păcate, prin modul în care noi ne raportăm față de ele, le facem într-o oarecare măsură să devină îngăduite, respectabile, tolerate chiar. În această zi, dragii mei, vreau să vorbim despre un păcat. Un păcat, dragii mei, care vine fie din omisiune, fie dintr-o raportare greșită, fie dintr-o neînțelegere, cum o vedeam mai târziu, asupra unei porunci clare, ferme, dată de Dumnezeu, și anume ziua de odihnă sau porunca a patra. Pentru că, dragii mei, este una dintre cele mai încălcate porunci ale vremurilor noastre și, din păcate, a devenit atât de încălcată de către oameni, inclusiv cei din mediul bisericesc, încât nu o mai percep ca fiind o problemă. Și când nu mai percep că un lucru este o problemă, o să avem probleme în viață. Și mă rog, dragii mei, ca acest mesaj să fie unul preventiv pentru probabil cel mai mulți și cu siguranță că va necesita, în urma analizării acestor cuvinte din Sfânta Scriptură, să ne reevaluăm atitudinea pe care o avem față de această poruncă a lui Dumnezeu. Am citit undeva un studiu, un sondaj de opinie, în care oamenii au fost chestionați cu privire la atitudinea lor față de cele 10 porunci. Lumea să știți că există acest decalog, cele 10 porunci. Și vreau să vă spun care este clasamentul celor mai apreciate porunci, poruncilor care oamenilor le plac cel mai mult. În proporție de 91%, oamenii apreciază foarte mult porunca să nu ucizi. Și o condamnă, bineînțeles, a păcatul acesta și spun, Domnul, este revoltător, este strigător la cer. Și există o trăire în noi când ne referim, când auzim despre o crimă, ne înfioară. Și de aceea este cea mai apreciată poruncă din Decalog, să nu ucizi. Acum, pe locul 2 s-a clasat porunca să nu furi. Nu știu dacă a fost făcut în România studiul ăsta, să fiu sincer. Dar în proporție de 90% oamenii apreciază această poruncă, să nu furi. Și adevărul este că suntem revoltați când ne fură toți. Știți, pe noi toată lumea ne fură și încă mai este, dragii mei. Probabil că, fiind în an electoral, dumneavoastră știți bine care este deviza neoficială: Domne, ce mai putem fura? Apoi, pe locul 3, dragii mei, a treia cea mai populară poruncă, în proporție de 88%, a fost votată, apreciată, dragii mei, porunca să nu minți. Pentru că oamenilor nu le place să fie mințiți, dar când e vorba de a minți pe alții, lucrurile se schimbă de foarte multe ori. Acum vreau să vă spun pe locul 10 din 10. Deci pe 10 din 10, cea mai puțin apreciată poruncă, cu doar 47% dintre aprecieri, dacă vreți, este tocmai această zi de odihnă sau porunca a patra. De ce? Pentru că vedeți dumneavoastră, deși suntem foarte intransigenți când vine vorba despre curvie, despre minciună, despre furt, și sunt lucruri care ne revoltă și care produc în noi un sentiment de revoltă, justificabil chiar, pe cât suntem de intransigenți cu anumite păcate care sunt reglementate de aceste porunci, pe atât, dragii mei, suntem de înțelegători și de îngăduitori și de toleranți când vine vorba despre, de exemplu, porunca aceasta să lucrezi 6 zile și a șaptea să te odihnești. Pentru că, dragii mei, există un fenomen interesant de răsturnare a valorilor noastre în raport cu cele lui Dumnezeu. De foarte multe ori, ceea ce este important în ochii lui Dumnezeu devine nesemnificativ în ochii noștri. Gândiți-vă, de exemplu, dragii mei, că lucrul acesta, să știți că creează o mare discrepanță în relația noastră cu Dumnezeu. Ceea ce vreau să vă spun, dragii mei, că aici nu există un clasament. Poruncile acestea nu sunt date neapărat în ordinea importanței lor. Toate sunt importante.
De aceea, dragii mei, nu putem accentua ceva și minimaliza ceva, pentru că toate aceste porunci sunt date de Dumnezeu. Voltaire a mai zis și o mai zic și eu, l-am citat des expresia aceasta lui, că tot ce iese din mâna lui Dumnezeu este desăvârșit și aceste porunci au fost scrise chiar cu degetul lui Dumnezeu, dacă vă aduceți aminte la un moment dat. Dar tot ce iese din mâna lui Dumnezeu este desăvârșit, zicea Voltaire, și totul degenerează când ajunge în mâna oamenilor. Eu o să vedem, dragii mei, cum această poruncă, ziua de odihnă, principiul 6 zile să lucrezi, una să te odihnești, ziua de sabat, a ajuns, dragii mei, să fie degenerat în mâinile noastre, în practica vieții noastre. De aceea titlul gândurilor mele din această dimineață este sub forma unei interogații, a unei întrebări. O zi de odihnă sau o zi de osândă? O zi de odihnă, așa cum prescrie cuvântul Domnului, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, este pentru tine o zi de odihnă sau este o zi de osândă? Pentru că de prea multe ori, dragii mei, noi prin atitudinea pe care o avem față de acest principiu al poruncii a patra, să știți că putem să atragem o sândă asupra noastră și din păcate, spun încă o dată, este un păcat respectabil. E un păcat pe care nu prea mai îl sesizăm. Am ajuns atât de străini de percepțiile acestei porunci încât pur și simplu, dragii mei, parcă nu prea mai ne interesează, nu ne mustră conștiința când încălcăm acest principiu al lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu ca principiu ne cere să punem o zi din 7 deoparte pentru El, dar și pentru noi. Pentru că vă o să sesizați aici. Versetul 10. Dar ziua a 7-a este ziua de ce? Odihnă? Doar aici se oprește. Spune, este ziua de odihnă închinată Domnului. Ne-am luat numai prima parte, ziua de odihnă, mă duc la miș, la grătăreală, slavă Domnului, băile Felix să zaci, nimfea e aproape, nici nu mai trebuie să mă duc până în Felix chiar. Deci, hai să ne bucurăm, să ne veselim. Dar uitați-vă ce spune aici. Dar ziua a 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. E odihnă, dragii mei, dar în același timp este în ideea închinării. În a o consacra pentru Dumnezeu. De aceea poate să fie ziua asta de odihnă, cu adevărat, cum o gândește Dumnezeu, sau este o zi de odihnă pentru tine. Dragii mei, ca să nu fie o zi de odihnă, ca să nu fie o zi de osândă pentru noi, dragii mei, trebuie să înțelegem raționamentul acestei porunci. Ca să scăpăm de ispita de a cădea în păcatul acesta, de a încălca această poruncă, de a nu atrage o sândă asupra noastră, trebuie să înțelegem raționamentul acestei porunci. Dragii mei, cuvântul sabat vine din rădăcina lui Shebet, din care avem Shabat în limba ebraică. Ce înseamnă acest cuvânt Shebet? Rădăcina acestui cuvânt sabat înseamnă oprire, odihnă, repaus sau, dacă vreți, sistare. Despre asta este vorba. Oprire. Repaus, odihnă, sistare. Ioan Hristostom spunea, dragii mei, legat de asta, că Dumnezeu a dat această poruncă pentru ca poporul să se depărteze de păcat. Dumnezeu a trasat această poruncă pentru noi și scopul lui precis este ca să ne îndepărtăm de păcat. Ori uitați-vă în Geneza capitolul 2, cu versetele 2 la 3, dacă se poate afișa. O să vedeți, dragii mei, acest principiu și anume că Dumnezeu după ce creează, Dumnezeu după ce muncește, după ce Dumnezeu este implicat în acest act al creației, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că mai apoi s-a odihnit. Spune în Geneza capitolul 2 cu versetele 2 la 3 în felul următor. În ziua a 7-a Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a 7-a s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a 7-a și a sfințit-o, că în ziua aceea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și pe care o făcuse. Karl Barth, un mare teolog al secolului 20, a zis în felul următor, prin ziua de odihnă, Dumnezeu a vrut să reflecte la ceea ce a făcut. Adică Dumnezeu și-a luat un timp în care, după ce a făcut ceva, s-a uitat la ceea ce a făcut. Dragii mei, cred că acest principiu este valabil cu atât mai mult pentru noi. Și anume că Dumnezeu, dragii mei, vrea ca noi să avem un timp de reflecție.
Acest principiu al zilei a șaptea, ziua de odihnă și de închinare, este un moment în care noi să reflectăm la ceea ce am făcut. Și să reflectăm de asemenea la ceea ce avem de făcut. Care este raționamentul acestui porunci? Uitați-vă în Exod, capitolul 16, cu versetul 23, Dumnezeu aici îi înștiințează pe poporul evreu. Dumnezeu îi înștiințează despre faptul că va trebui să aibă parte de această zi. Și Moise spune aici, le-a zis, Domnul a poruncit așa, mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului. Coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi dimineață tot ce va rămâne. Dumnezeu, dragii mei, aici înștiințează pe poporul său despre raționamentul acestei porunci și dacă vă uitați mai apoi în Exodul capitolul 20, textul pe care l-am citit, Dumnezeu instituie, îi înștiințează, îi pregătește și mai apoi instituie, dacă vreți, legiferează această poruncă, această zi de odihnă a Domnului. Acum, care este motivul? Care este scopul? Pentru ce a îngăduit Dumnezeu această poruncă? Pentru ce ne-a trasat această poruncă? Deuteronomul capitolul 5, dragii mei, cu versetul 12 la 15, ne spune că scopul acestei porunci este acela de a-i face pe oameni să-și aducă aminte de unde i-a scos Dumnezeu, ca oamenii să aprecieze ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei. Pentru poporul evreu respectiv, smulgerea lor din robia egipteană. Și în același timp să se uite și să reflecte la condiția pe care Dumnezeu le-o conferă. Oameni liberi. Dintr-un popor al nimănui, dintr-un popor al lui Dumnezeu. Dintr-un popor care era prins în sclavie, într-un popor care este liber. Acesta este scopul pentru care Dumnezeu îi spune, hei, regulat să aveți a șaptea zi, o zi în care să vă consacrați, în care să vă deconectați, în care să asistați alte lucruri. De ce? Ca să ai un timp să contempli, ca să ai un timp să te uiți la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. E absolut necesar lucrul acesta, dragii mei. Mai apoi, dragii mei, în Exodul capitolul 31 ne se prezenta și un alt motiv, versetele 16 și 17, și spune acolo că este un semn al legământului. Această zi a șapte este un semn al legământului lui cu poporul evreu. Acum, dragii mei, am văzut care este raționamentul. Dumnezeu vrea să ai o zi din șapte în care efectiv să te odihnești în ideea închinării. Să sistezi activitățile tale, să te deconectezi la ceea ce te ține conectat șase zile din șase, dar în a șaptea zi este principiul. Ei, ai nevoie tu ca om să te oprești, să te uiți, să cugeți, să contempli, să apreciezi, să binecuvântezi numele lui Dumnezeu, să te deconectezi, să ieși din rutina aia de 8 ore, din job, din muncă, din toate astea care te țin acolo încorsetat. Dumnezeu spune să muncești, dar trebuie să ai un timp de contemplare și de reflexie. Marea dramă este că unii, în timp ce eu încerc să vă implementez aici din cuvântul Domnului câteva lucruri, deja vă gândiți la job și la alte chestii. Scopul este, dragii mei, să cugetăm la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Apoi, în al doilea rând, vreau să vă spun, ca să nu fie o zi de osândă pentru noi, ca să nu ne tragem osânda, ci să fie cu adevărat o zi de odihnă în ideea închinării înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, vreau să ne uităm la al doilea lucru și al doilea aspect. Ca să nu fie o zi de odihnă, trebuie să vedem cum trebuie să ne raportăm la această poruncă, la această zi, dacă vreți. Pentru că de prea multe ori am încălcat. Uitați-vă, oamenii s-au raportat de foarte multe ori și încă o fac și eu astăzi, încălcând porunca aceasta. În Exodul capitolul 16 cu versetul 27 vedem prima încălcare acestei porunci. Nici nu bine le dă Dumnezeu legea asta prin Moise, porunca asta prin Moise, când ziua șaptea, spune Biblia, că unii din popor au ieșit să strângă mană și n-au găsit, bineînțeles. Dom'le, atâta i-au ținut pe ăștia, atât au avut în cap, da, Domnul e bun, da, am înțeles, trebuie să ținem, cum să nu ținem, dar noi mergem să ne vedem de treburile noastre. Avem cazul foarte clasic, cel din Nemia 13, în care, de la 15 la 19, în care oamenii, inclusiv poporul evreu, încălcau ziua sabatului, duduia economia, înflorea comerțul în ziua sabatului și la un moment dat Nemia, pentru că e un om responsabil, spune Biblia că închide porțile, e singura soluție pe care poate să o mai facă. Oare ce fel de porți trebuie să închizi ca să poți? Ce fel de porți în viața ta trebuie să închizi ca să poți să ai acest timp de odihnă în vederea închinării înaintea lui Dumnezeu? Există oameni care au încălcat-o și o încălcă și astăzi,
Există oameni mai apoi care au interpretat, au răstălmăcit-o, mai bine zis. Există la un moment dat o carte de tradiție evrească, Mișna. Sunt cel puțin 39 de prescripții acolo. Fariseii au dus până la 200 de amendamente la ziua aceasta de sabat. De exemplu, pe vremea fariseilor nu aveai voie să scrii, era considerat a fi muncă. Nu aveai voie să mergi pe jos mai mult de un kilometru, că se considera muncă. Adică oamenii ăștia omor sunt extrem mai înaltă. Nu aveai voie să ucizi un purice de pe mână. E muncă. Hai să mergem puțin mai încoace. În secolul trezilor, în secolul reformelor. În Scoția, în jurul anului 1600, am citit asta, chiar m-a fost interesant, un om a fost arestat pentru că a râs în ziua de duminică. Deci, câți trebuiau arestați în frunte cu mine astăzi, zice? Deci nu aveai voie nici să râzi. În Scoția, în anul 1600, în plin puritanism, dacă râdea, era considerat a fi o încălcare a sabatului. Azi, duminice, mă rog, a zilei de odihnă, că o să vedem imediat. Ia auziți, în Glasgow, în Scoția tot, primii oameni care au ajuns cu trenul duminica într-o gară au fost întâmpinați de un grup de frați foarte răvnoși și au zis, v-ați luat bilete spre iad. Să încălcați ziua Domnului. Ați mers cu trenul. Dumneavoastră știți că dacă veți vizita Israelul, să vedeți că există locuințe ale evreilor și efectiv fiecare lift în ziua de sabat se deschide singurii cu senzor și n-ai voie să nu pui mâna niciun buton acolo în ziua de sabat, nu funcționează butoanele. Deci te duci, te oprești, te deschide, stai până la etajul 60, dacă stai mult și bine. Pentru că se consideră a fi o muncă. Și vreau să vă spun că am fost anul trecut în Israel și am aflat un lucru extraordinar. Românii trăiesc foarte bine. Știți de ce? Pentru că foarte mulți români sunt angajați a celor ultra-ortodoxi evrei, care sunt plini de bani, de bijuterii, nu vă dau idei. Dar ăștia stau, auziți, au chiria plătită de acești evrei numai ca să le facă toată munca lor în ziua de sabat. Ai noștri nu au treabă. Românul scoate bani și din piatră seacă, dacă trebuie. Dom'le, ăștia deschide ușa, ăsta închide becul, face toate, să nu facă evreul nostru, pentru că el înțelege că așa trebuie să păzească ziua de sabat. Hai să ne uităm puțin cum s-a raportat Iisus, dragii mei, la principiul acesta, la porunca asta, ca să, repet, să nu cădem în ideea de a avea o sândă, ci de a avea o răsplată în direcția ei, pentru că am ajuns să călcăm ziua de sabat, principiul acesta, al zilei a șapte, dacă vreți, și putem să ne luăm o sândă mare de tot. Raportarea lui Iisus, uitați-vă la porunca a patra. În ziua sabatului, Iisus vindecă. Iisus exorcizează, Iisus chiar eliberează. Dacă vă aduceți aminte, în Ioan capitolul 5, este acolo episodul vindecării slăbănocului de 38 de ani. Care era problema? Am înțeles că l-ai vindecat, dar de ce ai făcut-o când? În ziua de sabat. Pentru că vindecarea era considerată muncă. Ei, și Iisus Hristos, știți ce replici au avut pentru ei? Bă, dar la voi dacă vă cade asinul, măgarul, într-o groapă, ce faceți? Nu-i mai păcat. Adică Iisus Hristos, dragii mei, demască fățărnicia acestor oameni, legalismul în care au interpretat această poruncă. Dragii mei, ce vreau să vă spun este că cele 10 porunci au fost respectate de Iisus, dar unul conform încredințărilor oamenilor. Pentru că aceștia puneau accent pe litera legii, ci conform învățăturilor sale, primite de la Tatăl, care pun accent pe spiritul legii. De exemplu, în predica de pe munte avem în Matei capitolul 5, există această poruncă reiterată de Hristos, da? Să nu prea curvești. Iisus o duce într-o altă dimensiune, nu o desfințează, ba dimpotrivă. O duce la un alt nivel spiritual. În Marcu capitolul 2 cu 27 vrem găsi unul de cele mai importante principii legate de ziua aceasta de odihnă. Când Hristos, dragii mei, dacă vă aduceți aminte, e acolo problema cu spicele de grâu ale ucenicilor lui care e zrupt de foame, după multă predică, se duc într-un lan de grâu și smulgă acolo câteva spice de grâu și ăștia îl acuză pe Iisus. Uite, ucenicii tăi în ziua sabatului au făcut, au lucrat. Și Iisus rostește un celebru renunț care, dragii mei, face mare lumină. Sabatul a fost făcut pentru cine? Sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Legea lui Moise, dragii mei, cuprindea patru categorii de legi. Legi ceremoniale, legi civile, legi sanitare și legi morale.
Dintre toate aceste patru categorii, singurele pe care Hristos le reiterează, le reafirmă, le repune, dacă vreți, în discuție, ducându-le, repet, la un nivel și mai înalt spiritual, sunt cele 10 legi din Decalog, inclusiv porunca aceasta a patra, să lucrești 6 zile și nu să te odihnești. De aceea, dragii mei, trebuie să înțelegem, să ne uităm la modul în care Hristos s-a raportat la problema asta, la porunca aceasta. Raportarea bisericii, pentru că e foarte important să vedem, dragii mei, cum s-au raportat mai apoi creștinii, primii creștini și biserica la această poruncă. Pentru că nu vrem, repet, această zi de odihnă să fie pentru noi o zi de osândă. În practica bisericii, dragii mei, ziua de odihnă se schimbă. Adică se trece de la ziua de sabat la ziua de duminică. Dar asta, dragii mei, respectând principiul. Care este principiul? Să lucrezi câte zile? 6? Și a 7-a să te... Unii chiar ați luat-o prea literal în dimineața asta, unii chiar vă odihniți, unii mai dormiți, dar Domnul să vă trezească. Stați că de acum urmează. Duminica, dragii mei, devine ziua de odihnă și de sfințire pentru biserică în semn de distincție a lor față de sabat, față de iudaism, care nu l-acceptau pe Hristos. Noi știm că ziua de duminică este ziua învierii, este ziua în care Hristos este ridicat din mormânt, este înviat din mormânt și, drept urmare, creștinii, biserica primară a început să practice ziua aceasta, dacă vreți, de adunare, de închinare, ziua de odihnă, ca fiind ziua de duminică. Avem câteva exemple istorice chiar destul de vremelnice, de dinainte chiar de Constantin cel Mare, care în anul 313 la Mediolanum legalizează cumva aspectele acestea. Avem Didahile, avem pe Ignațiu în anul 100 după Hristos, adică aproape contemporan cu ultimul apostol, cu Ioan. L-avem pe Iustin Martirul și filozoful, are o scrisoare către Trifan în anul 155 în care vorbește despre ziua de duminică ca ziua de întâlnire a bisericii, ziua de odihnă. Irineu în anul 180, Clement de Alexandria sau Clement Alexandin în anul 194. Care sunt argumentele biblice, dragii mei, invocate de biserică, de cuvântul Domnului, pentru ca ziua Domnului să nu mai fie neapărat o zi anume, sabatul, ci o zi aleasă de biserică, respectiv duminica? Vă rog dacă se poate să afișați Coloseni capitolul 2 cu versetul 16. În Coloseni capitolul 2 cu versetul 16, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare, la băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este lui Hristos. Adică nimeni nu poate să vă judece pe voi în direcția asta prin faptul că nu țineți exact cum țin oamenii ăștia. De ce? Argumentul probabil suprem, dragii mei, este cel din Roman, capitolul 14, cu versetul 6. Ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu? Roman, capitolul 14, cu versetul 6, dacă se poate să-l afișăm. Spune acolo cuvântul Domnului, dragii mei, în felul următor. Cine face deosebire, pentru că în biserica din Roma avem două categorii de oameni. Avem evrei și avem oamenii convertiți dintre neamuri. Și acolo e o problemă. Acolo e și cu mâncarea, știți, și cu multe aspecte. Dar spune așa, cine face deosebire între zile, pentru cine o face? Pentru Domnul. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă pentru Domnul, mănâncă pentru că aduce mulțumirii lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul, mănâncă și aduce și el mulțumirii lui Dumnezeu. Dragii mei, biserica creștină, apostolii și prima generație au ales să facă deosebire între zile, alegând ziua de duminică, respectând principiul, atenție, principiul e cel mai important aici. Nu litera, ci principiul. Să lucrezi 6 zile și una să te odihnești. Și să te închini înainte lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Apostolul Pavel în Galateni capitolul 4 cu versetele 9 la 10 accentuează de asemenea această dimensiune. Galateni capitolul 4 cu versetele 9 la 10. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe și tărăcăcioase, care vreți să vă supuneți din nou? Voi păzi zile, luni, vremi și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi.
Pentru că exista, dragii mei, această dispută, domne, sâmbăta trebuie să fie, sâmbăta, sâmbăta, sâmbăta. Dar argumentul bisericii, argumentul cuvântului lui Dumnezeu este principiul valabil, principiul stă în picioare, lucrează 6 zile și una să te odihnești. Asta rămâne în picioare, dragii mei, acest este valabil. Și dacă veți uita, veți găsi expresia asta în epistolele lui Pavel, ne adunam în prima zi a săptămânii, să frângem pâinea. Este modul în care biserica alege să sărbătorească această zi de odihnă și de închinare pentru Dumnezeu, să participe la Euharistie. Mai apoi, dragii mei, ca să nu fie o zi de osândă pentru noi, ci una de odihnă în modul în care a intenționat-o Dumnezeu, trebuie să privim mai apoi, în al treilea rând, dragii mei, la recomandările ei. Care sunt recomandările acestei porunci a patra? Sunt două cuvinte cheie, dragii mei, pe care vreau să le sesizați și pe care le-am accentuat imediat după ce am citit acest text. Odihnă și închinare. Nu le puteți despărți. Odihnă și închinare. Dacă vreau să rămâneți cu ceva, dragii mei, din dimineața asta, tocmai ca să nu ne aducem o sândă, tocmai ca să nu mai păcătuim în direcția aceasta, tocmai ca să nu mai călcăm în picioare acest principiu al lui Dumnezeu foarte important, care e o poruncă și care rămâne în picioare. Nu doar în Vechiul Testament, este reiterată de către Iisus Hristos în mesajele Lui. Odihnă și închinare. Dar în ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Închinată Domnului Dumnezeului tău. Odihnă și închinare, dragii mei. Și aici, dragii mei, este foarte importantă atitudinea față de muncă. Și de odihnă, bineînțeles. Să lucrezi 6 zile și spune aici în versetul 9 să-ți faci ce? Lucrul tău. În Deuteronom, capitolul 5 cu 13, se spune așa, 6 zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile. Și să-ți faci toate treburile. Ți-a dat Dumnezeu 7 zile pe săptămână, dar atenție, în 6 zile ai grijă, împarte-ți responsabilitățile, fă-ți lucrările, fă-ți treburile pe care le ai și casnice și profesionale, împlinește-te, dar atenție, să-ți faci toate treburile, pentru că în ziua 7-a trebuie să fie o zi pusă deoparte. E o zi, dragii mei, pusă deoparte și asta aduce și elementul de sfințire. Aduși deoparte, puși deoparte, închinată Domnului. De aceea, dragii mei, trebuie să fim foarte atenți la anumite pericole ale generației contemporane. Ți-au zis de fenomenul de workaholic. Workaholic, oamenii aia care nu se mai opresc din lucru. Oamenii care nu mai au duminică, oamenii care nu mai au sâmbătă, oamenii care nu mai au nimic în cap decât lucru, lucru, lucru și iar lucru. Workaholice, dragii mei, a fost acest concept pentru prima dată enunțat de către Wayne Oates, un psiholog, în 1968 și-a formulat acest termen pentru prima dată într-o revistă de psihologie americană. Munca, dragii mei, poate să fie, spune el, ca un drog. Munca poate să creeze dependență, adicție. Și sunt 4 categorii de workaholici. Hai să vedem dacă vă regăsiți între ei. Perfecționiștii, dependenții de apreciere, lucrează că, bă, ce tare ești, mam, bă, deci cum ai făcut tu prăjitura aia, nu a făcut-o nimeni. Bă, aș mai fac în 20. Și nu te mai oprești. Există mai apoi așa numiți refugiați în muncă. Și există oameni care au probleme, care nu vor să spună, bă, dar bun cu sufletul tău și ca să nu te gândești cu sufletul tău că dacă nu te pochești, mergi în iad și nu vrei să ai momentul ăla de contemplație, să te... Tocmai asta spune Dumnezeu, bă, separă-te, odihnește-te, gândește-te la mine. Sunt probleme serioase, unde mori, dacă mori, unde te duci? Ce se întâmplă cu sufletul tău după moarte? Ce se întâmplă cu familia ta? Ce se întâmplă cu copiii tăi? Și pentru că vrei să nu-ți apese conștiința. Știi ce faci? O să faci refugiindu-te în muncă. Există oameni care se refugiază în muncă și există mai apoi o 4-a categorie, materialiștii. Vă duceți aminte, dragii mei, principiul lui Faraon? Dați-le, nu le mai dați, domne, paiele, ce să facă? Și le coleagă ei, adică dați-le mai mult de lucru ca să n-aibă timp de năluci. De nălucire, așa le-o spus. Adică, lasă-mă, ce le trebuie lor biserică? Ce le trebuie lor să-ți ducă să închine Domnului 3 zile în pustiu, serios? Dați-le, mă, de lucru!
Știți care este ideea? Pe vremea lui Faraon, dragii mei, trebuiau să o facă obligați. Pe vremea noastră, faraonul acestei lumi nu ne mai obligă. Noi ne creăm obligațiile astea. Această dependență de muncă, dragii mei, duce la un fenomen tot mai des întâlnit, burnout-ul. Nu mai bag două zile, mai trag o leacă, mai strâng niște bani, numai acum, numai să-mi termin să plătesc rata, să plătesc creditul, să mă mut acolo, dacă reușesc, dacă fac asta, după aia, bă, să-mi cumpăr și grădină, dacă îmi cumpăr și mașină, schimb mașina asta, aia veche, și tot mai fac, și tot mai fac. Și le vezi la 40 de ani că e legumă. Burnout, depresie, nu-și mai revine, anxietate. Oameni, dragii mei, care mor din cauza epuizării, lumea să știți că există oameni care tot mai des în dicționarele medicale apar moarte prin epuizare. Oameni care nu înțeleg că trebuie să fie niște limite clare trasate în viața lor. Există, de exemplu, o țară renumită astăzi, Japonia, fenomenul karoshi, despre ce e vorba. Ăștia au mari probleme. Deci Japonia are mari probleme astăzi, o țară bogată, dar care se duce în cap. Știți de ce? Demografia se duce în cap, cea mai îmbătrânită populație din lume, depresie la scală alarmantă, oamenii nu se mai căsătoresc. Știți de ce? Pentru că toți s-au refugiat în muncă. Ați auzit de conceptul de grevă japoneză? Știți care e conceptul de grevă japoneză? Își pun o banderolă din aia pe mână sau pe frunte, dar ei muncesc în continuare. Adică suntem nemulțumiți de condițiile de muncă, suntem nemulțumiți de salariu, vrem mărire, dar ei muncesc mai departe ca și... Ei, să vedeți dumneavoastră la român grevă japoneză vreodată. Vedeți-vă de treabă. Dar aici duce, dragii mei, capitalismul sălbatic în zona asta duce lucrurile. Hai să vă zic un lucru foarte interesant legat de Japonia, nu România. În urmă cu, nu știu, 20 și ceva de ani, s-a urcat pe tron noul împărat al Japoniei. Că ăștia au împărat, n-au președinte. Deci nu sunt ca noi, tăla 4-5 ani alegeri. Ăștia au un împărat, mă rog, și aleg guvernul. Și ca să marcheze sărbătoarea urcării pe tron al noului monar, s-au decretat în Japonia 10 zile de concediu. Dragii mei, au fost unele dintre cele mai mari greve. Nemulțumiți. Cum adică ne dați concediu? 67% din oameni s-au declarat revoltați de faptul că li s-au dat 10 zile de concediu cu ocazia asta. Haideți în România, băieți. De ce trebuie să te odihnești? Dumnezeu știe mai bine cum funcționează trupul tău pentru că El a creat. Nu crezi? Nu mă, că eu pot, mă. Bă, eu pot. Sau de vorbă cu foarte mulți oameni, și nu spun asta într-o critică, că se întâmplă și în România, dar asta de vorbă cu niște oameni în diaspora, nu unu, nu doi, nu patru, nu cinci, plin de ei, mi-au zis, doar spraf cu sănătate, m-am distrus, am venit aici, când am venit din România, am dat de, pot să fac bani, am muncit, spraf cu spatele, spraf cu sănătatea, îți la pământ, am ce căuta de mine, am trebuit să am grijă de mine de acum, zice, am îmbătrânit la 35 de ani. Pentru că de 15 ani numai pe genunchi am stat, mi-am rupt spatele. Stau la 2 săptămâni la fizioterapeut. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu știe niște lucruri. Hei, atenție, ai nevoie de o zi de odihnă. Trebuie să te odihnești, nu încălca, știi de ce? Pentru că o să ai mari probleme. Dumnezeu știe mai bine cum funcționează trupul tău. Dumnezeu știe de ce ai nevoie. Mai mult de atât, dragii mei, pentru că trupul nostru ce este? Templul? Băi, nu fuma, mă. Dar de ce? Nu, eu pocuitul-i predic la nepocuit. Bă, nu fuma, nu bea, de ce? Păi faci ciroză, pentru că faci cancer la plămâni. Și ăla te vede, bă, din tot ești rup de munc, gârbovit, sucit de spate, da? Dar tu? Păi nu, că eu muncesc. Da, da, nu e vorba că templul Duhului Sfânt, că trupul tău e templul Duhului Sfânt, adică ai grijă de el. Ai grijă de el. Pentru că de foarte mult, ascultați-mă, cu 10 ungeri cu un de lemn nu se mai rezolvă asta. Sunt lucruri pe care le strici și stricate rămân. Orice formă de abuz, inclusiv, ascultă-mă, nu doar prin alcool, prin tutun, prin mâncare, dar și prin muncă în exces, poate să ducă, dragii mei, la lucruri care să fie dăunătoare pe termen lung pentru viața noastră. Atitudinea față de muncă, și vreau să vă spun aici, atitudinea față de închinare
Atitudinea față de închinare. Două pericole mari de tot. Două pericole mari, mari de tot. Vreau să rețineți principiul ăsta în încheiere. Odihnă fără închinare. Odihnă fără închinare. Ce-o înțeles unii? Mă, ce-o zis în Biblie? În Biblie scrie, frate, că trebuie să muncesc 6 zile și a 7-a să mă duc la grătar. Pacea Domnului, pe unde ești? Pe la Băile Felix. Pacea Domnului, da, ne vedem de seara la biserică, nu? Frate, acum ieșim și noi. Ieșim puțin până mame pe la muntele ăla, că nu. Unii au înțeles, dragii mei, că ziua de sabat e o dignă fără închinare. Nu există așa ceva. Alții, pe de altă parte, au înțeles închinare fără o dignă. La fel de rău. Adică vii aici, dar nici două cafele de jos nu te-au trezit. O dignă fără închinare și închinare fără de o dignă. E tot păcat. Ambele supără pe Dumnezeu. Oameni buni, ce rugăciune vreți să avem în biserică, că nici cu defibrilatorul nu te mai poți trezi, dacă nici cu electroșocul nu te poate trezi cineva. Ajungi că te trezești pentru pace Ierusalim. Noi ne rugăm pentru, rugați-vă pentru mine, că am promis să-l vindece. Tu te rugi pentru pace, tu ești pe la Ierusalim, pe la zidul plângerii, cu mintea. Că nu te poți aduna. Rețineți, o dignă fără închinare și închinare fără de o dignă, dragii mei. Sunt lucruri care, dacă ai, trebuie să fii foarte atenți. Trebuie, dragii mei, să fim atenți mai apoi, să nu fie o zi de o dignă, de o sândă. Știți de ce? Să nu fie o zi de o sândă, pentru că există o plată. Trebuie să ține cont că există răsplată, am pus acolo în paranteză. Dacă respecti ziua de o dignă, există o răsplată pentru ea. Dar dacă nu o respecti, dacă o încalci, vei plăti. Trebuie să fii foarte atent la asta. O să spun acum. Ai grijă că ceea ce ai primit de la Dumnezeu ca binecuvântare să nu se întoarcă împotriva ta ca un blestem. E un principiu pe care l-am mai repetat în biserică, dar sunt responsabil ca păstor să vă spun. Ai grijă ca ceea ce ai primit de la Dumnezeu ca binecuvântare să nu se întoarcă împotriva ta ca blestem. La ce mă refer? Frații, păstor, fraților, vă rugați-vă pentru mine ce? Bă, nu-mi găsesc pe nimeni. Adică aș vrea să mă căsătoresc, uite, singurătatea asta e grea. Bă, și ne rugăm. Și eu chiar îmi doresc să crească biserica, bă, adu. Ne rugăm aici, ne postim pentru tine. Și ascultă-mă, un an de zile până l-ai găsit, până te-ai căsătorit, aleluia, slav, boz, rugăciune, dă la Doamne, bilete de rugăciune. Mă, după ce te-ai căsătorit, păi nu mai vezi pe la biserică. Dar ce... e o lună de miere permanentă. Oameni buni, e lună. La noi e săptămână, români, să fie clar. Băi, eu înțeleg că te-ai căsătorit. De-aia nu înseamnă că divorțezi de biserică. Dar acum plecăm de seară, noi plecăm, weekendul ăsta suntem plecați, city break-uri, tătă ziua. Plecați. Te rup de biserică. Ziua Domnului o facem la Praga. Bă, odată înțeleg, dar 3 duminici pe lună tu ești numai în city break-uri. Ai grijă. Copii, fraților, rugați-vă Domnul să ne dea copil. Atât de mult ne dorim, mă, ne rugăm, mungeri cu un de lemn, rugăciuni, strigând către Domnul. 3 ani de zile fă la biserică, Doamne, binecuvântă-ne cu un copil. Și vine copilul pe lume, l-aducem la biserică la binecuvântare, frumos, regulamentar. Și după aia, bă, înțeleg că nu văd pe ea, că e mamă, dar tata? O născut și el, cumva?
M-a născut amândoi. Știu că e sindromul ăla când rămâne însărcinată, știți că mâncă și are pofte și el, că am auzit de asta. Am trăit-o și eu, adică m-am justificat. Proporțional cu soția mea am crescut și eu atunci în greutate. Am zis, am avut scuze bune. Bun, înțeleg. La ce mă refer? Ascultați-mă. Copilul ăla care tu l-ai cerut de la Dumnezeu și îl vezi ca o binecuvântare, din cauza copilului, nu mai vin, că eu plâns copilul toată noaptea. Ok, sunteți nu unul, ci sunteți doi, cel mai multe cazuri. Nu se poate ca totuși măcar unul din voi, sau prin îngăduință, prin învoială, printr-o anumită algoritm, să veniți la biserică, să stați în casa lui Dumnezeu, avem și condiții? Și ascultă-mă ce spun. Încep să fentez duminicile la biserică. Ești obos, copilul, scute ce chestie, una alta, o urlă toată noaptea, toată ziua urlă tine. Și copilul care ți l-a dat Dumnezeu ca binecuvântare, și ce se transformă? Un blestem. Pentru că tot ce te ține departe de Dumnezeu, de închinarea din biserică, de părtășia bisericii, e blestem. Nu vii la biserică că te-a binecuvântat Domnul și acum ți-ai luat grătar nou-nouț și trebuie să-l inauguresc. Dar vin pe la mine prietenii, vin rudenile, vin nu știu care, vin nu știu care, să vezi ce grătar fain avem, slavă Domnului. Vechiul Testament, vă știți, tămâia aia de la altar, la tine e tămâia acasă. Îți tămâiesc vecinii toată ziua, nu am grătare, nu am... Înțeleg. Vă recomand un articol, îl găsiți pe Google, Constantin Necula, citez, ghilimele, Dracul grătarului și dracul mersului la mol în ziua de duminică. Direct trebuie spus asta. Direct. Îți de acord 100% cu un preot ortodox aici. 100%. Îi dau like la asta. Îi dau distribuire. Am dat share. Eu nu fac asta pe Facebook, dar am dat-o. La când l-o publica, l-am dat și să fie cel mai viral. Subliniez. Dracul grătarului și dracul mersului la mol în ziua de duminică. Citez. Așa se numește articolul. Citiți-l. Pentru că dacă asta te ține departe de a fi la biserică, ziua de odihnă, ziua de odihnă nu e zi de șezlong. Nu e zi de recuperat alea de pe Netflix ce au apărut și n-ai apucat să te uiți săptămâna asta, că ai muncit prea mult. Ziua de odihnă e o zi de odihnă și de închinare adusă, nu le poți separa. Ia-ți angajamentul ca anul ăsta să sfințești ziua Domnului, ziua de odihnă. Ia-ți angajamentul să fii responsabil. Ia-ți angajamentul că atunci când biserica se adună la închinare și seara și dimineața când o face, să nu stai în altă parte. Închei cu ceva ce v-am mai zis în biserică. În anii 70-80 a fost un val mare de imigranți, de oameni care au vrut să plece din România. Era rău, știți, mai ales anii 80, teribili anii 80, Ceaușescu, prigoană, penurie, salam cu soia, coadă, cartelă, pâine, cu limită, tot. Și oamenii au vrut să plece pentru o viață mai bună, perfect. Cea mai mare punct de tranzit înspre Occident, înspre o viață mai bună, zeci, sute de mii de români în anii 80 au reușit să meargă și punctul de trecere cel mai bun a fost granița cu fosta Iugoslavie, cu Serbia de astăzi. Și oamenii fugeau cum puteau, trecând Dunărea, Not, alții, în fine, pe granița terestră, au fugit foarte mulți. La un moment dat, în centrele acelea, pentru că la Belgrad, când era, unul trecea granița, erau preluat și dus la Belgrad, într-un fel de lagăr, se numea, dar unde trebuia să facă trierea. Dom'le, pe ce motiv ai fugit? Toți erau persecutați. Persecutați. Și s-a mers vestea că, bă, dacă zici că ești prigonit, că ești pocăit, că ești prigonit pentru credință, îți dau ăștia, domne, ușa deschisă să te duci în America, în Canada, în Australia, unde vrei tu. Erau organizații, ONG-uri care preluau din Viena, din Belgrad, îi duceau în... Care era... Domne, s-a dus între toți. Care tu pentru ce ai fugit? Sunt pocăit, prigonit pentru credință. Păi și la un moment dat un comandant de lagăr din ăsta, bă, ciudam, bă, atâția pocăiță sunt în România asta. Bă, atâția pocăiță au ăștia acolo. Și a zis, bă, stai aleac. Duminica dimineața au făcut un experiment. Duminica dimineața s-au dus, i-au adunat pe toți în careu și au zis, fiți atenți, acești două autocare, ăla din stânga și ăla din dreapta, două autocare. Mă fiți atenți, zice, guvernul
Guvernul nostru știe că ați trecut prin multe și vrem să vă recompensăm. Uitați, autocarul ăsta din stânga o zis, vă duce, aveți toți acces gratuit, bilete, vă dăm un bilet gratis la Steaua Roșie cu nu știu cine, echipă de fotbal, Steaua Roșie, ceva derby cu nu știu ce, cu Voievodina Novi Sad. Vă dăm un bilet gratis. Deci, cine vrea să meargă la meci, vă urcați în autocarul din stânga, ceilalți la biserică, să vă duce la biserică. Na. Și ăsta omul. Păi s-a umplut autocarul până la refuz la meci. Era duminică. Și în autocarul cu biserica erau 20. Și amândouă au plecat din curtea lagărului, din Belgrad. Ascultați, dar la un moment dat s-au despărțit. Unul a luat-o spre punctul de trecere a frontierei, porțile de fer, unul, granița cu România, unde nu au avut meci cu Voievodina Novi Sad, nici cu Partizan Belgrad, ci cu Dinamo București. Echipa poliției, miliției de pe vremea aia. Un autocar până la refuz, i-a dus înapoi la prigoană. Autocarul celălalt, aproape pe jumate gol, 20 ceva de oameni, s-a dus exact în direcția Viena. De unde au fost preluați, mai apoi li s-a acordat azil politic și au plecat în Canada, cei mai mulți și în America. Pocăiți, slavă Domnului, până la meci. Vila Biserică, nu că de sare derby, joacă Steaua, FCSB sau cum o cheamă, nu mai știu ce. De seară, nu, că avem o rezervare la restaurant, ne-am pus acolo, întâlnim cu nu știu cine. Să-ți vină nota de plată. Este o notă de plată. Ziua de odihnă este ziua Domnului. Ascultă-mă, va fi o sândă sau o dignă? Și Dumnezeu vorbește în evrei despre o dignă pe care o avem. Știți în cine? Hristos. Pentru că dincolo de dimensiunea asta, ceea ce se vede fizică, este o dimensiune spirituală. Mă rog să aveți o dignă în Hristos. Mă rog să ne bucurăm de Hristos în direcția asta.